Condițiile bune, prețul avantajos și mediul propice pentru socializare sunt doar câteva dintre avantajele pe care le enumeră studenții de anul întâi care își doresc o cameră la cămin. Sper să obțin un loc la căminul 3 de la agronomie. Condițiile sunt foarte în regulă, mi se par foarte bune. Ce cămin ai vrea? De ce? Acolo are facultatea repartizare și sunt și condiții bune. Consider că a închirie ar fi mai multe strictețe decât în cămin. Bine că și în cămin sunt anumite reguli, dar acolo întâlnești oameni noi din diferite zone ale țării și poți să-ți faci noi prieteni. Prețurile pentru o cameră la unul dintre căminele studențești din Bănie diferă în funcție de numărul de paturi și de condițiile oferite. Cea mai ieftină cameră costă 135 de lei, iar cea mai scumpă ajunge la 200 de lei, sumă la care se adaugă cheltuielile cu utilitățile. Până în acest moment am primit aproximativ 800 de cereri de anul întâi în cele două sesiuni, cea din vară și cea din toamnă, și stăm cam la fel ca în anii trecuți, în ceea ce privește cerința celor de anul întâi de a fi cazați în căminele studențești. Vom avea destule locuri cât să-i cazăm pe toți. În acest moment, în căminele din Craiova sunt disponibile aproximativ 2700 de locuri, iar numărul total de cereri este de 2800. Căminul numărul 8 este în renovare, iar anul acesta vor începe lucrările la căminul nou, care este dezafectat.